În plină epidemie de pestă porcină africană, când oamenilor li se iau porcii din ogradă de frica răspândirii bolii ucigașe, în România se adoptă o lege care încurajează, culmea, reproducția porcilor. În 30 iulie a fost promulgată o lege care prevede acordarea unui ajutor de stat fermierilor care vor să înființeze ferme de reproducție porcină. Cu alte cuvinte, ca să renunțe la a mai aduce purcei din alte țări, fermierii sunt încurajați să crească scroafe în România. Haideți să vedem ce spun specialiștii despre necesitatea acestui program în acest moment. Asta este un sector deficitar la noi în România. Dacă pentru sectorul îngrășare mai există, să spunem așa, ferme, nu foarte numeroase nici acelea și efective, la scroafe România este într-un mare deficit. Acest ajutor de stat, practic, într-o valoare totală de 359,1 milioane de euro, se va desfășura pe perioada 3 ani, 2018-2020, cu o finanțare de 90 de milioane pentru acest an, 117 pentru anul viitor și restul 152,1 milioane de euro pentru anul 2020. Din acești bani se vor finanța înființarea de locuri de cazare în ferme noi de reproducție porcine, locuri de cazare noi în ferme deja existente de creștere, îngrășare sau de reproducție porcine, precum și repunerea în valoare a fermelor de porcine care în acest moment se află în conservare, deci practic sunt nefuncționale. În momentul de față, fermierii specializați în creșterea porcilor apelează la import. Concret, aduc purcei înțărcați din alte țări și îi îngrașă în România. Se aduceau din import, în principal din Ungaria, dar și din alte state, din Polonia, din, știu și eu, Cehia. Deci, practic, aceasta a fost, să zicem, modelul de circa 10-15 ani încoace în sectorul de creștere a porcului. Fermierii cărora li se pare utilă această prevedere legislativă se pot înscrie deja în program la direcțiile agricole de care aparțin. Încă nu se știe câți bani va primi fiecare crescător care vrea să înființeze ferme de reproducere porcină, întrucât legea nu are încă norme de aplicare. Acestea vor apărea până la începutul toamnei, cel mai probabil.